aflăm statul proiectării unui nou pasaj pe DN1 la solicitarea primăriei și a Consiliului Județean Ilfov. Vom construi aici, la intersecția dintre drumul județean și DN1 București-Ploiești, un pasaj supra sau subteran, în funcție de ce soluție tehnică va fi aleasă. Proiectantul a venit cu o primă simulare de variantă de pasaj, pe care discutăm împreună cu domnul primar. Vedem din punct de vedere a strategiei locale cum se integrează cu noua investiție la intrare în comuna Znagov. Dar este clar că cea mai benefică abordare este aceea să putem să dezvoltăm pe viitor zona întregii localități, pentru că DN-ul traversează localitatea Dâncăve și comuna Znagov și bineînțeles că ne interesează foarte tare siguranța în circulație, pentru că aici era un punct roșu pe în zona unde ne aflăm, erau foarte multe accidente și atunci cred că mi-aduc eu bine aminte, domn ministru, că în februarie 2020 am început discuția despre acest sens giratoriu și nimeni nu credea că îl facem și uite că l-am făcut imediat după ce am ajuns primar și cu ajutorul dumneavoastră. Și astăzi discutăm despre acest pasaj, că este suprateran, că va fi subteran. Această etapă de proiectare care a început acum durează aproximativ 4 luni. Contractul este semnat cu firma care ne asigură consultanța și elaborarea proiectului. Urmează partea de avizare a documentației, licitație pentru execuție lucrări și execuție efectiv. Dacă nu, până toamna anul acesta, februarie-martie anul viitor, vom avea contract cu o firmă care va începe execuția lucrării.